ziua. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți. Din când în când mai dați și voi câte un like, că nu vă costă nimic. Pe mine însă da, mă motivează. Și asta contează foarte mult. Să nu credeți că fac bani din like-urile pe care mi le dați. Nu-mi iese nimic. Dar mă motivează pe mine. Vlogul de astăzi este despre Skyscreen Tower din Tokyo, care are o înălțime de 634 de metri. Construcția a început în anul 2008 și a fost inaugurat și deschis pentru public în 22 mai 2012. Voi face turul pe din afară și pe dinăuntru, dar voi explora și împrejurimile, pentru că am florit chiriș. Thank you.
comprar um magazine de souvenir. La acest etaj, la 7, avem planetarium, care mi-e place foarte mult, foarte relaxant, intri,
10 minute, un sfert de oră, nu știu exact cât, dar foarte interesant. Încerc să caut un restaurant care unde vreau să servesc eu ceva dulce. Dar nu găsesc, nu știu. Înțeles că la etajul ăsta, la etajul 2 este. Nu găsesc. Thank you.
Aici este loc de joacă pentru copii gratuit. Ei, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la sfârșit. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Pe data viitoare!